Ce este și cum este iadul? Ce se întâmplă cu aceia care ajung în iad? Este tema mesajului din seara aceasta. Conștient că de-a lungul anilor oamenii au tendința să devalorizeze cuvintele și le rostim fără să trăim încărcătura mesajului pe care îl are cuvântul sau cuvintele respective. De exemplu, atunci când ai greșit față de cineva și vrei să-și ceri iertare, spui, acum îmi pare rău, iartă-mă. Dar așa de pe vârful buzelor, vârful limbii, nici nu-ți pare rău nici nu înțelegi cât de mult îl doare pe celălalt ce ai făcut. De asemenea, când vrem să spunem cuiva un cuvânt frumos, spunem, auzi, dar eu te iubesc. Dar nici nu știi ce înseamnă cuvântul acela în toată profunzimea lui și nici nu te interesează cât de mult a înțeles celălalt. Când vorbim despre lucrurile dincolo de lumea aceasta, e cu atât mai ușor să devalorizăm cuvintele și să vorbim despre cer și despre iad ca de niște realități de poveste. De aceea, în seara aceasta, mă rog ca Duhului Dumnezeu să aducă plinătatea înțelesului biblic în cuvintele Scripturii și în inima noastră a fiecăruia. Iadul este un loc real în univers unde vor petrece veșnicia. Diavolul cu îngerii lui și oamenii care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și-au refuzat să accepte jerfa Domnului Iisus Hristos.